Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Partidului Social Democrat. Astăzi, subiectele pe care v-am obișnuit, informarea cetățenilor ce se întâmplă în subordonatele Consiliului Județean, alegerile din cele două localități cu Zavodă Funceani și evenimentele pe care domnul senator le va spune din Parlamentul României, ultimele noutăți. Aș începe cu alegerile din cele două localități. Alegerile am început foarte bine, să spunem, după pre-campanie, analiza făcută. Candidatul nostru se situează în preferințele electoratului, nu numai la Cozavodă și la Funceani. Continuăm campania electorală declanșată după 12 iunie. Suntem în campanie electorală. Anunțăm aici, în fața dumneavoastră, astăzi avem vizita președintelui Partidului Marcel Ciolacu și a secretarului general Paul Stănescu. Vor fi prezenți în ora 17:30 în Comuna Cozavodă, unde vom merge pe străzi să vorbim cu cetățenii și să încercăm să convingem că astăzi, dacă vor vota candidații Partidului Social Democrat, vor fi ajutați inclusiv la nivel național. Evenimentul care s-a întâmplat în această săptămână, avem un nou director la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în persoana doamnei director Daniela Arpagic. A preluat mandatul, astăzi e prezent în conferința de presă, să prezinte proiectul protecției sociale și asistență pentru județul Călăraș. Și un punct destul de neplăcut pe care vreau să vi-l prezint în această conferință de presă este adresa pe care prefectul județului Călăraș, domnul Barbu, o trimite Companiei Naționale de Investiții la ce înseamnă investiția pe care Consiliul Județean a depus-o și solicită finanțare de la Compania Națională de Investiții. Datorită bugetului foarte mic, pe care mi l-a aprobat la jumate, comparativ cu anii trecuți, 2019, noi încercăm să putem să găsim resurse să finanțăm prefectura, întrucât noi am ajuns într-un stadiu destul de avansat, avem proiectul tehnic, am licitat prefectura, avem un constructor, urmează decât să găsim finanțare. Pentru această finanțare, domnul prefect emite o adresă la Compania Națională de Investiții că situația juridică e ambiguă. A fost ulipalat prefectural și nu e în administrarea Consiliului Județean. Pe această cale vă dau dumneavoastră să vă uitați la toți ziariștii. Avem un prefect care e împotriva dezvoltării județului Călăraș. Avem un prefect care se lăuda în campanie electorală cu ce investiții face Consiliul Județean. Se lăuda cu investiția Palatului Prefectural în campanie electorală. Acum domnul prefect a devenit omul care sabotează și face rău Consiliului Județean. Consiliul Județean înseamnă dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea imobilelor pe care cu toții ni le dorim să le finalizăm. Eu, dacă domnia sa consideră că nu suntem capabili să o gestionăm, să o finalizăm, eu dau domniei sale la prefectură să găsească soluții, să o finanțeze domnia sa. Dacă ne consideră incapabili să putem să finalizăm această investiție, o transferăm către domnia sa, ca prefect al județului să aducă finanțare și să o finalizeze. Cum am spus și în deschidere, aș vrea ca să o prezint pe doamna director, directorul general de la Asistență Socială și Protecția Copilului, doamna Arpagic Daniela. Mulțumesc mult, domnul președinte. Un cuvânt de bun venit și dumneavoastră tuturor vreau să vă adresez. O să încep să mă prezint personal, probabil că este de interes. Sunt o persoană cu experiență în domeniul protecției copilului din 1996, chiar puțin înainte de a se înființa Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care a avut loc ulterior în 1998. Sunt de profesie psiholog, am lucrat prin diferite centre de plasament în calitate de șef de centru și pe funcție de execuție psiholog. Am preluat mandatul recent, din data de 14 iunie, cu problemele inerente, unele dintre ele le cunoaște și dumneavoastră. Consider că pentru mine este o recunoaștere a muncii mele depuse în domeniul muncat de până acum și mulțumesc mult pentru încredere
și pentru sprijinul conducerii județului Călăraș. Mulțumesc tuturor colegilor care m-au susținut și care au încredere în mine că pot să ajut la cumva restructurarea sistemului de protecție, dar și o îmbunătățire a calității serviciilor pe care eu mi-o doresc cu foarte mult, într-un ritm mult mai alert, să spun. Mesajul meu este că suntem aproape de copii, de familii, de cetățeni în nevoie și încercăm cu sprijinul Consiliului Județean, în calitate de ordonator principal de credite, să rezolvăm toate problemele. Eu personal consider că printr-o comunicare și colaborare apropiată putem să rezolvăm împreună. Vă mulțumesc mult și mulțumesc tuturor. Vă sunt la dispoziție cu întrebări. Dacă doriți. Domnul senator Cenoiu. Domnul senator Cenoiu, m-am bucurat în acest final de săptămână care a trecut. Domnul Cenoiu a fost prezent în Comuna Dragalina și e mare bucurie că de o familie pe care a identificat-o cu ocazia unor vizite și a unor treceri pe care domnia sa a avut în Comuna Dragalina. Vi las și după care vor urma și întrebările pentru cei doi prezenți aici. Domnule președinte, aș vrea să nu politizăm acest asociat, pentru că pe mine ca persoană m-a emoționat foarte tare și am tratat-o ca și persoană pentru o familie săracă, pentru o familie nevoiașă, pentru o familie care avea nevoie de un sprijin. Îmi pare rău că toate aceste organisme ale statului nu sunt alături de familiile nevoiașe și poate că oameni ca și mine ar trebui să facă mult mai multe lucruri ca acestea. Haideți să nu picăm în derizoriu, să tratăm acest caz social. Nu vreau să-l politizăm. Este un caz care cred că trebuie să ne caracterizeze pe toți. Nu l-am făcut pentru că sunt senator, l-am făcut pentru că sunt om. Aș vrea să vorbim mai repede despre... Dar poți să povestești ceva? Că nu înțelegem. Noi am prezentat cazul la Dragalina, trebuie să spuneți da, ce s-a întâmplat cu l-ați identificat. În săptămâna Paștelui am împărțit niște pachete, să spun așa, anumitor familii foarte nevoiașe și am vrut să le împart personal ca să fiu sigur că aceste pachete ajung la sursă. Împreună cu echipa PSD, împreună cu Asociația Femeilor din PSD, împreună cu tinerii din PSD, am făcut o deplasare în mai multe comune din județul Călăraș și ceea ce m-a frapat cel mai tare a fost această familie. Un om care nu are nicio mobilitate, un om care este foarte, foarte amărât. Dar, repet, nu aș vrea să-l politizăm. Aș vrea ca toți oamenii care au văzut acest reportaj să fie alături de noi, să fie alături de persoanele nevoiașe. Atât. Aș discuta mai mult despre cazul prefecturii, să spunem așa, că mă interesează mai mult dezvoltarea orașului, pentru că în momentul în care Consiliul Județean depune niște acte la CNI cu niște documente, proiectele nu se aprobă doar pentru că acele acte nu sunt bune. Ele au fost studiate de o agenție care este o agenție națională. Dacă în campanie spunem ceva și după campanie spunem altceva, este o problemă care nu face altceva decât să nu putem să dezvoltăm acest oraș. Nu avem nevoie acum de o dispută politică. Avem nevoie ca acești oameni să fie mulțumiți de noi. Acești oameni trebuie să vadă fiecare contribuție a noastră. Avem nevoie în acest moment, să spunem, de o înțelegere. Orgoliile trebuie lăsate la o parte. Indiferent ce spune domnul prefect, eu vreau să vă asigur de altceva. Avem o echipă foarte puternică. Avem niște candidați acum în alegerile acestea foarte puternici. Niște candidați care, în primul rând, au plecat din rândul cetățenilor, de rândul oamenilor. Niște candidați care iubesc Pământul, cu o echipă extrem de puternică în spatele lor. Și nu întâmplător, domnul președinte și domnul secretar general al Partidului, al Partidului Social Democrat, vine alături de noi pentru a întări și mai mult această convingere a cetățenilor că ceea ce spunem noi nu sunt doar vorbe în mână. Suntem oameni ai faptelor, nu a vorbelor fără conținut. Știm, într-adevăr, să participăm și la ședințe, știm să numărăm și voturile,
Știm să participăm la o moțiune și dacă această moțiune a trecut, indiferent de ce spune partidul de guvernământ, să știți că această moțiune clar a trecut. Și dacă punem și absenții sau dacă ne gândim că acel partid nou care a apărut pe această piață noastră, care se numește USR, uită să vină la muncă, dar știe să folosească tableta, legea spune cu totul și cu totul altceva. Avem, într-adevăr, în momentul acesta, un proces pe care l-am deschis, un proces penal, care se va soluționa mai devreme sau mai târziu, dar ce este cel mai dramatic lucru este acest fapt care se întâmplă și la Bălăraș, care se întâmplă și în Parlament. Ce face domnul prefect, așa fac și oamenii acum, sau partidele din coaliție, la fel fac și el. Avem nevoie în momentul ăsta să acoperim ceea ce nu a făcut partidul de guvernământ. Vorbeam săptămâna trecută de PNRR. PNRR-ul, fără ca să fiu răutăcios, m-am explicat că nu poate să fie accesat. Și ați văzut și dumneavoastră că nici astăzi PNRR-ul nu este accesat. Erau vorba de cele 4 miliarde de lei, 4 miliarde de lei care vor sosi, când vor sosi, dar să știți că după această pandemie, când statul român este destul de afectat, cum de altfel și toată Europa, dar ei au știut să aprobe PNRR-ul, noi n-am știut, doar din cauza orgoliilor, doar din cauza faptului că acei oameni nu sunt profesioniști și trebuie neapărat să înțeleagă că noi suntem puși acolo în slujba cetățenilor, nu pentru a găsi dispute politice. Dacă am fost în campanie și dacă am promis ceva, noi trebuie să facem. M-aș bucura ca domnul prefect să poată, în momentul ăsta, să ajute orașul Călăraș cu acele situații de urgență, pentru că ați văzut că în ultima perioadă au fost foarte multe ploi. Avem probleme mari pe multe străzi ale orașului. Există, în schimb, o oportunitate pe care putem să o accesăm și de care putem să profităm acestei situații de urgență. M-aș bucura ca dânsul să fac aceste lucruri și oricând pot să recunosc față de toată lumea că un proiect bine făcut, indiferent de cine este făcut, este pentru cetățeanul nostru și trebuie să-l ocrotim și trebuie să-i creăm latura de confort. Cam atât am vrut să vă spun eu în această conferință de presă, dar să nu uitați că aceste alegeri le vom câștiga pe linii. Mulțumesc, domnule senator. Întrebări. Domnule președinte, având în vedere situația existentă, ce se va întâmpla acum cu lucrările pentru reabilitarea prefectului? Astăzi, la momentul ăsta, noi încercăm să conectăm acest credit. În acest credit vom continua lucrările la prefectură. Pentru lipsa banilor pe care, la momentul plecării studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, noi am conceput că Consiliul Județean va avea 1 milion de euro anual în 4-5 ani de zile să putem să o finanțăm din surse proprii. Pentru că bugetul pe care îl primeam până în 2019 era suficient să putem să finanțăm orice investiție pe care o avea județul și era din surse proprii. Faptul că ni s-a redus bugetul la 42 de milioane, în loc de 96 de milioane, lucrurile s-au complicat puțin și acum, de ce să nu spun, avem nevoie de surse atrase. Surse atrase, prima sursă atrasă discutată la nivelul conducerii partidului cu domnul președinte Marcel Ciolacu și cu Paul Sănescu, a fost indicată Compania Națională de Investiții. Având susținerea națională că acest proiect va fi finanțat pe Compania Națională de Investiții, noi am depus proiectul, așa în forma pe care l-am avut la nivelul Consiliului Județean de proiectul tehnic, l-am depus la Compania Națională de Investiții. Compania Națională de Investiții ne-a dat niște completări și niște modificări, le-am completat și le-am făcut prin hotărâre de Consiliul Județean. Iar când aveam dosarul să-l depunem Comisia Tehnică Economică a Ministerului Dezvoltării, ne-am trezit pe această adresă a domnului prefect. Și s-a blocat dosarul și s-a făcut. De sursa de finanțare Compania Națională de Investiție, prin adresa pe care prefectul a transmis-o, a spus că e neclară administrarea și darea în folosință a prefecturii către Consiliul Județean. Hotărârea de guvern nu recunoaște domnul prefect că e valabilă până la finalizarea și consolidarea cadrului prefectural pe care noi, Consiliul Județean, ne-am angajat o vom realiza și inclusiv monitorizarea dacă vom accesa fondurile europene. Acest lucru m-a indignat foarte mult, l-am sunat ieri pe domnia sa. Domnia sa, după ce am început să-i spun că nu trebuie să amestecăm, dacă domnia sa e supărat pe mine, sau e supărat pe echipa PSD,
Să nu confunde lucrurile prefectul județului Călărea și nu trebuie să blocheze investiții de interes județean. Aceste investiții sunt ca împreună să realizăm pe mandatul dumnealui ca prefect și pe mandatul meu ca președinte obiective de interes județean. Mi-a s-a supărat și mi-a misterat. Tot aveți o problemă, pentru că dumneavoastră spune aici că, din punct de vedere juridic, situația e ambiguă. Deci dumneavoastră vreți să băgați niște bani în modernizare, reabilitare, indiferent că vorbim de CNI sau de credit bancar, pe un lucru, pe un obiectiv care nu este al Consiliului Județean. E ambiguu prefectul. Deci am perfect. Dar mi-a s-a ambiguat, lasă de înțeles că această instituție, prefectura, nu este în administrarea noastră. Nu e adevărat. Domnul prefect? Este la momentul ăsta ambigu. Pentru că dacă domnia sa studia documentele și s-a uitat bine la ele, hotărârea de guvern e valabilă până la consolidarea și reabilitarea Palatului Prefectural. Procesul verbal pe care îl avem de preluare în anul 2017, pentru că am întârziat, n-am putut să depunem Palatul Prefectural în sesiunea de proiect 2014-2021, pentru că noi nu aveam expirase în 2014 transferul proprietății din 2004 pe 10 ani, cum a fost dat de guvernul Năstase. Iar eu, în 2017, am prelungit procesul verbal de predare-primire a hotărârii de guvern până la finalizarea și monitorizarea pe fonduri europene a proiectului Palatul Prefectural. Dar eu mi-amintesc că în campania electorală la emisiune TV, el a admis faptul că Consiliul Județean ar trebui să finanțeze reabilitarea, dar a invocat o chestiune procedurală de la MFP, dacă vă aduceți aminte. Da, el s-a lăudat cu proiectele care le va realiza în viitor președintele Consiliului Județean. Deci la vremea respectivă nu avea o problemă. Considera oportun faptul ca acest Consiliu Județean să finanțeze reabilitarea prefecturii și acum se trezește, spune, e ambigu situație. Da, nu se poate, un prefect nu poate să interpreteze o hotărâre de guvern. Un prefect trebuie să respecte legea, trebuie să respecte hotărârile de guvern, trebuie să le pună în aplicare. Un prefect atacă 70% de hotărârile Consiliului Județean pe nedrept, semnând numai domnia sa, de fapt, a rămas singur aparatul juridic al prefecturii, nu are motive de a ataca hotărârile de Consiliului Județean și dispozițiile președintelui de funcționare și organizarea Consiliului Județean, iar domnia sa a mers încă o treaptă mai sus, atacând și proiectele pe care Consiliul Județean le pune. Nu e suficient că face destul rău, că ne pune în lipsă de a funcționa, să spunem, pe termen scurt, a unor proiecte pe care Consiliul Județean le are și vrea să le implementeze și prin funcționarea pe care Consiliul Județean încearcă să se reorganizeze în interior aparatului propriu. Sunteți sigur că și terenul de la promenadă sau de la port și acolo sunt probleme? Așteptările sunt... Se poate ca domnia să se amestece peste tot, văzând această adresă, e clar că asumându-ți o greșeală să poți tu să blochezi proiecte de finanțare ale Consiliului Județean înseamnă că e o problemă. E o problemă personală a domniei sa. Cred că trebuie să îi cerem demisia. Domnia sa nu are ce căuta în funcția de prefect. Domnia sa a depășit orice limită din punct de vedere al unui om care trebuie să asigure legalitatea funcționării instituțiilor subordonate ale statului. Ce mi-a răspuns în felul acesta? Ce mi-a spus proiectul de la a introduce pe ordinea de zi la Comisia Tehnică Economică. În lumea acestei adrese. Da. Fără să verifice dacă documentul... Nu, a spus să verifice. Până acum a spus, până la verificarea, să vadă dacă hotărârea de guvern și procesul verbal de preluare a prefecturii este legal la momentul ăsta să-l interpreteze juriștii din Compania Națională de Investiții. Domnul senator, n-ați primit răspuns de la Ministerul Dezvoltării în legătură cu acest imobil? Nu. Aș vrea să complet și eu ceva și să ne gândim cu toți ca simpli cetățeni. Ce ne dorim până la urmă? Putem să fim prefect sau președinte de Consiliu. Ne dorim ca această grandioasă clădire să o terminăm. Poate să o termine și domnul prefect, poate să o termine și domnul președinte. Dacă s-au consumat niște etape și niște bani pentru reabilitarea unei clădiri, cred că este cea mai grandioasă clădire de la noi din oraș. Credeți că, din punctul oricărui cetățean, contează cine o face? Dacă se opresc aceste finanțe, să spunem că domnul președinte și noi, echipa PSD, avem o justificare. Noi am vrut să o facem, dar ne-am lovit de o hârtie. Credeți că ăsta este interesul până la urmă al cetățeanului? De-aia am intrat într-o funcție politică. Noi ne-am propus ca și echipă, cred că primul lucru care l-am discutat cu domnul președinte a fost reabilitarea acestei clădiri. Pentru că dorim să facem o clădire la standarde, cum mai e și poșta veche. Nimeni nu se opune.
Consider că oricare participă, de la domnul prefect până la orice om politic și de la UDMR, care are o idee bună, poate să vină lângă noi. Putem, oricând, să-i cedăm dânsului noțiunea de câștigător, să spunem că dânsul a făcut această clădire, dar important este că în momentul în care vom trece ca cetățeni, cu copiii, cu nepoții, să ne mândrim și noi că suntem ceva ca Iași, ca și Craiova, ca și alte municipii care au niște clădiri mărețe. În momentul ăsta eu văd că cineva nu dorește progresul. Nu dorește să facă concurentul de lângă el, pentru că poate concurentul este mai capabil decât el. Nu cred că avem nevoie de aceste orgolii. Noi avem nevoie ca, în momentul în care s-au consumat niște bani de la buget, gândiți-vă că acum dosarul s-a scos în analiza de documentație tehnică. Ce câștigăm? Se va analiza. Vom pierde câteva luni. Datorită faptului că PNRR-ul nu s-a accesat, datorită faptului că bugetul a fost mic, datorită faptului că și creditul care trebuia luat, durează și la ceva. Toate aceste lucruri le-am făcut. A fost subdimensionat. Toate aceste lucruri le-am făcut. Să începem încet, încet. Am dat drumul la proiectare. Se realizează proiectarea. Ne gândeam, după ce terminam proiectarea, cum putem să facem, bineînțeles, pe baza creditului sau pe baza CNI-ului sau pe baza forțelor proprii, să găsim o soluție. Dar nu se pot găsi soluții, nu se pot discuta, pentru că trebuie să ne gândim că nu suntem veniți aici ca și persoane. Suntem ca oameni publici, oameni politici, care am fost aleși să facem ceva. Dacă astăzi spun că vreau prefectură și mâine nu mai câștig și nu mai vreau prefectură, nu este a mea. Este a noastră. Trebuie să o facem. Dacă dânsul își asumă și spune, domnule, pot să o fac într-o lună, oricine din echipa noastră, îl lăsăm să facă. Dar notați-vă data de astăzi. Să vedem cât durează această analiză, să vedem ce se va întâmpla, pentru că s-au pierdut niște etate. Sunt foarte important. Dacă excludeți disputa politică, care credeți că ar fi motivele pentru care... Păi nu putem, plecăm de la disputa politică. Alte lucruri nu pot să le mai. Dumneavoastră locuiți într-o casă în care vine cineva și mă renovează. Care este problema dumneavoastră de nu doriți să renovate? Că tot pe... Că ar fi niște implicații juridice. Care ar fi acele? Acele implicații juridice nu există, pentru că în momentul în care prima etapă s-au depus niște documente la o agenție națională, acele documente au fost studiate. Există o hotărâre de guvern. CNI-ul nu se dea drumul la a doua etapă, dacă nu trece de prima etapă. Și se refuză dosarul. Dar acum pierde niște timp pentru aceste analize, să ne gândim, să facem și până la urmă cine pierde? Cetățean. Ăla va pierde. Pentru că nu mai găsim, uitați-vă pe partea dreaptă a prefecturii. Și o să vedeți că, din ce în ce, ea se degradează în fiecare zi. Terenul în ce situație are acolo? Terenul e împropriatea Consiliului și al primăriei municipiului Călăraș. Parcul e împropriatea municipiului Călăraș pentru întreținerea lui, iar amprenta Consiliul Județean e în administrarea Consiliului Județean pe perioada reabilitării și consolidării prefecturii. Deci, Laura, noi putem să continuăm lucrările pentru că suntem în legalitate din punct de vedere juridic. Domnule președinte, pentru a rezolva această problemă, aveți de gând, nu știu, să dați judecată, prefectura sau decizia? Nu, aici trebuie să-l analizeze cetățenii și Partidul Național Liberal trebuie să ia o decizie cu domnia sa. Atât timp cât domnia sa încurcă proiectele și nu le descurcă în loc să respecte legea, cred că problema este să-i cerem demisia prefectului județului Călăraș și PNL-ul să ia măsuri în consecință pe greșelile pe care domnia sa ca prefect le face. Domnule Barbu, du-te acasă, lasă-ne că nu e loc de dumneata în cadrul prefecturii. Confunzi funcția de prefect cu ceva care dumneata te consideri că trebuie să te răspunzi sau să faci lucruri pe care sunt nedrepte pentru cetățenii municipiului și județului Călăraș. E cel mai mare simbol al județului Călăraș, Palatul Prefectural. Iar dumneata blochezi cea mai importantă investiție și cu cel mai mare simbol al județului Călăraș. Acasă, dați-vă demisia, domnule prefect, că sunteți incompetent. Domnule președinte, la începutul anului, avocatul poporului, doamna Predor, ne-a anunțat că va deschide în luna iunie un birou în sediul Consiliului Județean. Știți dacă a reușit să-și îndeplinească acest obiectiv, cum a deschis îndată? Da. A avut două locații de vizitat să deschidă un birou. Biroul a deschis, a evaluat biroul de la Călăraș pe care l-am oferit și biroul de la Astrologie. Biroul de la Astrologie s-a părut mult mai, să spunem, interesant decât ceea ce am oferit noi și s-a deschis biroul la Astrologie. Suntem aparținători acestor servicii ale avocatului poporului la Astrologie. Noi
vor fi prezenți, de câte ori îi vom invita la nivelul Consiliului Județean să susțină, ne-am pus la dispoziție, să susțină, să spunem, nemulțumirile sau plângerile cetățenilor care vor dori să apeleze la serviciile avocatului poporului prin lege, legea de astăzi. Da, noi suntem dispuși, nu dacă la rest am înființat acest biro, s-a înființat la Slobozie. Doamna director, s-a finalizat ancheta de la Făurei și dacă au fost sancționate și alte persoane în afară de Șicuteș? Nu este finalizată ancheta de la Făurei, mai avem de analizată linia administrativă, în schimb, continuă ancheta de cercetare penală conform celor declarate deja. Domnul Stafton, contul judiciar, ca și ce veți face ca să preîntâmpinați astfel de nevoie? Pentru că ele au tot fost, dar nu au nimic. Au tot fost, așa cum spuneam mai devreme, îmi propun o creștere a calității instruiți, calificați, atrași către nevoile copiilor și să intervenim atunci când trebuie și să înțelegem și noi mai bine exact obligația legală. Veți vizita în perioada următoare toate centrele de judecată? Sigur, mi-am propus toate, inclusiv cele de adulți. Nu am fost în cele de copii, dar în cele de adulți mai foarte rău. Se vă mai închide centre și despre cele centre? Avem un plan de închidere pentru centrul de la Handicap Server care a fost aprobat. Urmează pentru acest centru să depunem o cerere de finanțare, pentru deja aprobate hotărârile de Consiliul Județean pentru accesarea unor fonduri europene, deja locațiile sunt stabilite. Proiectul presupune desființarea centrului de la Handicap Sever, dar înființarea a câte două căsuțe și un centru de zi pentru fiecare locație, respectiv la unitatea militară pe un teren pe care mi l-au pus la dispoziție Consiliul Județean și în comunitatea Grădiștea, la fel în cadrul unui parteneriat, unde la fel vor fi două căsuțe de tip familial, fiecare cu câte 9 locuri, și un centru de zi. Centrul de zi presupune serviciile de abilitare și reabilitare pentru acești copii, dar și pentru cei identificați în comunitate cu nevoi pentru a participa la recuperare în zona, din zona de proveniență sau mai apropiată de domiciliul lor. Domnule președinte, directorul ajung la protecția copilului, se ocupă de neutralizarea greșelilor de origine animală și proiectele de dezvoltare a protecției sociale și pe tot pe zona socială. Da, mulțumesc! Bună ziua! Bine.